Emisiune susținută de domeniul Bogdan, Nordic Shops și Tefal. Bun găsit tuturor, bine ați venit la Cină, emisiunea în care Adi Hădean gătește, iar eu, Ionela Năstase, o știți deja, mă gătesc pentru a primi cum se cuvine invitații la masă și pentru a le servi, pentru a le oferi o porție dublă de întrebări cu gust. Invitatul nostru din această seară a făcut carieră în muzică, radio, televiziune, politică și mai nou aviație. Mihai Sturzu, căci despre el este vorba, vine în această seară la noi. Ce ziceai că îți vine în minte atunci când spun simplu Mihai Sturzu? Păi îmi vin foarte multe lucruri în minte, și aia cu gașca ta și aia cu aviația, îmi vine în minte și că practic ar cam trebui să încep și orele de zbor. De asta, știi? Ce mișto o să ai ce să vorbești cu el în seara asta. Da, nu știu. Sunt convinsă că ai curiozități. Știi cum, n-aș vrea să prăjesc omul la creier cu chestiul că el vine de la serviciu, adică e ca și cum te duce la micuțul să-i ceri să spună un banc. Sau ceva, știi? Sau ai venit la mine în cartier și mi-ai zis ce prezintă și tu știrile la tine în curte, nu? Pentru da, tot cartierul. Cum ar fi? Știi, pentru tot cartierul. Hai că e mișto. Da, până frigem da, eu cu onor soțul dumneavoastră ceva la grătar, dumneavoastră stați acolo cu vecina Simona Gherghe să tot citiți știri de la unul da, la da, altul. Da. Face... Uite, mie mi-a șoptit o păsărea că Mihai Sturzu nu mănâncă carnea. Hai că am făcut și o poezie proastă, ce-i drept, dar am făcut-o până la urmă. Ei, lasă de fapt, că sunt mulți care fac poezii proaste în ziua de azi, nu îți face griji. Nu voiam să-ți spun decât ce știi deja. Că omul e vegetarian. Miță, nu mănâmiță de la Haikyuu, așa cum îi spuneau nu pe vremuri prietenii, nu papă cărniță. Ca să te însuțesc la capitolul poezii idiote. Ce ne facem? Ce-i dai omului păi să mănânce? Păi, stai liniștită, că nu suntem nici în panică, nici în pană de idei niciodată. Tot creștinul român are niște caviar, niște icre de somon în casă. Da, icre cu siguranță avem. Se poate întâmpla că ai cumpărat un borcan și ți-a mai rămas pe fundul lui acolo niște chestii. Și ce faci cu ele? Le pui în ceva? Asta încerc să-ți spun acum, că din orice ai încă mare poți să faci ceva. Nu trebuie să te strofoci foarte tare. Ce faci tu din toate astea pe care le-ai pus frumos aici? O să vă fac, uite, cât vezi tu scândura asta de mare, o să umplu cu chestiuțe mici din care să puteți gusta lucruri și un pic mai grele și un pic mai ușoare, dar fără carne. O să-ți și arăt niște lucruri. Te rog. Fii atent. Niște roșii pe care le-ai pus în ulei la prăjit? Sunt niște roșii cherry pe care le-am pus cu ulei, cu cimbru și cu un pic de sare aici pe plită, la o temperatură nu foarte mare. Nu chiar le-am prăjit, mai degrabă le-am fiert, aș putea spune, în uleiul ăla, că ele au și partea lor de lichid, știi, de zeamă. Și nu au apucat să se prăjească pentru că nu a fost doar ulei acolo. Pe astea le folosesc într-o parte la un guacamole, cum făcea bunica mea din Firiza când găsea avocado pe vale. Pe de altă parte o să fac o pur și simplu un bol mic cu niște roșii din astea coapte și cu niște fulgi de migdale din care poți să guști, să-ți bucuri simțurile seara și și destul de multă energie și gust. În ceea ce privește lichidul care rămâne, deci care e un pic de ulei cu zeamă de roșie, îl torn peste sparanghelul ăsta alb. Ce pui acolo? Niște semințe de susan. Se întâmplă să fie susan negru. Ah, ce bine arată. Da. Eu nu știu, acum mă gândesc, pentru mine personal, masa fără carne... Și un praf de fistic, o să vezi când guști. Pentru că și eu sunt, uite de la mine, sunt carnivor, adică îmi place carne de nu mai pot. Pe de altă parte, dacă opțiunile vegetariene sunt bune și sunt foarte gustoase, nu simt nevoia să mănânc carne. Durează foarte puțin, adică foarte puțin. Uite, am fasolea asta, care e fasole din aia cu bob mare. Și din asta poți să faci o salată foarte, foarte mișto. Și simplă, da, simplă de tot. Aproape că nici nu mai trebuie să pui sare, pentru că asta a stat într-o apă sărată. Știi? Da. Dacă vrei, poți să mai păstrezi și din apa aia, să faci un fel de dressing, dacă nu, poți să dai la o parte și îi dai niște cozi de ceapă verde, două roșiuțe din alea de acolo, un pic de ulei. Folosesc se poate folosi orice vreau. Fel de ulei, după buzunar și după gust. Și acum pui icre peste fasole? Da, și sunt o combinație foarte faină. Brânză de vaci. Ce faci cu ea? O să fac un fel de cremă de brânză cu ceapă din asta, șalotă, deci ceapă verde, un pic de pătrunjel, ulei și puțină coajă de lămâie. Ce mai ai de făcut, Adi? Aproape nimic. Aproape nimic, ok. Mai am humusul ăla de făcut, care e partea zgomotoasă serii. Nu mi-ai spus ce faci cu avocado. O să vă fac un guacamole. De unde cumperi ăsta? De la obor? Poți să-l cumperi și de la obor, dar nu tot are calitate bună. Avocado, zeamă de lămâie. Asta ok, pe de o parte acrișoară îl contribuie acolo la gust, pe de altă parte împiedică oxidarea. Știi, adică asta nu o să devină maro foarte repede. Un pic de ceapă.
și coriandru. Adi, tot ce avem aici se mănâncă și cu pâine? Să știi că dacă vrei, poți să mănânci și cu pâine. Adică... Te întreb pentru că e pâinea netăiată și mă duc chiar acum să o tai. Mihai Sturzu, bine ai venit bună, la cină! Bine v-am găsit! Salut, bine, salut, bine. Salut, salut! Ce faci? Păi m-am bucurat că m-am scos în oraș, ce să zic, uite, chiar mi-era foame. Mihai, eu când te văd, da. Am în minte, ce crezi? Era să spun o prostie, dar nu trebuie. Nu, zice, nu, las că spun eu. Gașca mea nu poate, ți se nu întâmplă, așa da. Toată lumea, tot pentru că asta am cântat astăzi. Care se ocupă cu producția acestei emisiuni au exact același lucru în cap. Da, ce să zic, mulțumesc. Cât de des ți se întâmplă? Adică în te fiecare văd... weekend. Deci eu așa știu când sunt petreceri din astea de cu muzică veche, cum se nostalgia, să numesc, nu sau ceva. Da, da. Sau Bairam, sau cum se le tot nostalgia, fac așa. Așa. Retro party. Deci toate coleguțele mele în weekend sunt acolo și primesc numai filmulețe cu ele cântând melodiile noastre. Sau știu când este sezonul nunților, pentru că fiecare sezon de nunți vine sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri, se fac nunți, whatever, nu mă pricep. Lumea la petreceri mi-arată cât o bandă, o trupă de asta, un band din ăsta de cover-uri care cântă piesele noastre foarte frumos. Mai ții legătura cu colegii, cu Dana, da, cu Florin? Normal. Păi nu da. Vă reuniți? Păi nu știu, că ei au copii. Și pare că e complicat să copii. Da, e super complicat să te reunești cu oamenii cu copii. Am văzut eu asta, mai ales de când am copil. Noi că da. Nu știu, altă viață. Nu, serios, e așa. Da, da, scuze. S-a reunit trupa Ozon, se schimbă centrul de gravitație. Reunim măcar nu pentru știu, un concert odată și HiQ. Ne-au rugat niște oameni să mergem la un concert și când ne-am făcut calculul cât durează să repetăm, cât să strângem din nou băieții din trupă cu instrumentiștii, cât ne... costă repetițiile și când am zis, wow, bă băieți, nu suntem pregătiți, da. Mulțumim la revedere. Când am făcut noi asta și de ce? Când am făcut calculul și le-am trimis să-l rau ofert, am zis, wow, mișto. Da, uite, ne gândim să chemăm pe whatever, Patricia da, astăzi ești, bani ăștia. Astăzi, cel puțin, tu ești omul cu multe cariere și nu mă refer la piatră, desigur. Da. O grămadă de chestii, deci am o grămadă de lucruri repede. Să te întreb. Te plictisești repede, asta e chiar. Nu știu, așa pare. Când le spui așa. Sunt multe, sunt cel puțin 5. Da. Mă întorc la melodia asta. E reprezentativă pentru ce a fost trupa din care tu ai făcut parte, nu? Da, adică cred. Mai sunt, nu știu, știi altă piesă de-a lor? Pe asta știu cel mai tare. Asta da, asta era... Sunt momente și momente. Și pe aia cu inima mea bate. Deci, noi pe vremuri, aveam 19 ani. Deci, noi eram niște copii de la Brașov care deodată s-au întâlnit cu succesul, da? Succesul ăsta a venit sub forma unor melodii și sub forma unei emisiuni live, în direct, la o televiziune de audiență națională. Așa, în condițiile în care pe vremea erau Antena 1, Pro TV și TVR. Deci, asta erau, știi? În condițiile în care pe Pro TV și pe TVR era bingo, erau Busu și cu Călin, Mihai Călin erau pe Pro TV și București și Brânciu pe TVR 1 cu Bro Bingo ăla lui. Da. Și ne-au aruncat și pe noi, hai mă, faceți și voi emisiunea concurență cu bingo. Că pe vremea când era isteria aia cu bingo și mureau noi cartoane și aici, lasă-mă, exact, nu contează. La a doua emisiune, a doua ediție, suma audiențelor lor era mai mică decât audiența noastră. Deci am rupt instant. Aveam 19 ani. Deci pur și simplu viața noastră s-a schimbat complet. Deci de la niște copii cu buletinul în buzunar de la V-ați Brașov. V-ați trezit vedete? Ne-am trezit. Bă, dar pentru mine a fost un șoc, recunosc. Adică nu puteai să mergi nicăieri, fără să se uită lumea la tine ca la urs. În fine, au trecut ani, am lansat melodii, aveam emisiuni și era melodia asta cu un minut. Care frână era așa, inima mea a rămas la tine, sufletul meu plânge, iar nu e bun. Păi și noi luam telefoane în direct la emisiune și sună o fată foarte entuziasmată, vai, HiQ, vă iubesc, sunt cel mai mare fan al vostru, că ascult melodia voastră în fiecare zi și eu zic, s-o ții pe femeie acolo la telefon, să facem zică ceva, la fac, televiziune. Da, să zică ceva, da. Și zic, uite, dacă vrei, poți să cânti melodia, vai, dar ce, te zic, te ascultă o țară întreagă, e momentul tău. Ce da, un minut, puteai să cânti orice, cântă ce vrei tu, dar refrenul, poți să cânti mă refrenul. Și zice, inima mea bate. Acum, eu cred că trebuie să le explici celor mai tineri. Era altă melodie de altă trupă. Era altei trupe. Da, aproape la fel de succes. Tu ai făcut și radio, nu doar televiziune, da, așa? Da, am făcut radio la 21. Da, cu Florin, eram coleg cu Florin, făceam emisiune cu Ciprian Dinu.
dimineața și după noi. Deci mie îmi plăcea păsat de emisiunea mea. Adică eu mă duceam la emisiune așa că trebuia să mă duc la emisiune, îmi plăcea să fac radio, dar pentru mine cele mai prețioase momente erau momentele de la sfârșitul emisiunii, când ne călecam în studio cu Andrei Gheorghe. Andrei Gheorghe terminase la Pro TV 13-14 și venise la 21. Băi, deci eu stăteam la emisiune cu omul ăla. Uite așa. Cred că era da. Adică pentru orice om cu picioarele măcar cu un picior pe pământ din două, cred că era super complicat să-i mai peste de ce face el în domeniul ăla dacă trebuia să intersecteze cu Andrei Gheorghe. Da, deci singurul motiv pentru care eu mă duceam la radio că știam că la sfârșitul emisiunii vine Andrei Gheorghe în studio. Stăteam cu el, pur și simplu. De fapt, eu am în față doi oameni de radio, că amândoi ați făcut radio. Da, da, el e mai solid așa ca mine în radio. Nu. Am și mine cabine. Că e la cină emisiunea, dar nu e niciun pic de mâncare și încep să mă simt. Revin. Te rog, adune ceva. Eu n-am întrezit să știi, dar am spus la început, dar asta e. Nu știu dacă te-am întrebat dacă ți-e foame? Da, așa, așa, așa. Ai spus fără să fii întrebat. Am zis, știam că mă chemați la masă asta și am zis așa, așa, așa. Știi răspunsul românului, întrebat, auzi tu, ai bideu? Așa. Nu, încerc să nu mai mănânc la ora asta, dar pentru voi fac o excepție și voi da, pentru voi mănânc și o friptură. Nu mănânci friptură pentru că mi-ai spus deja, nu mănânci carne. Fac acest experiment pe trupul meu de zeu. De multă vreme? De un nu an trupul, ci experimentul. Trupul e nou-nouț. Experimentul de un an și jumătate. De la începutul lui 2019. Bine, nu sunt un nebun, adică nu acum țin eu teoria bățului de chibrit cum să mai mâncăm animale moarte. Dar am făcut în primul rând experimentul ăsta pe mine și mă simt mult mai bine. Am slăbit mult. Nu se vede că am slăbit, dar am slăbit. Am mai multă energie, mă simt mai bine, whatever. Și-a de frumos costumul de pilot. Da. Am mai mâncat de vreo două ori carne, de Paște și de Crăciun, cât să nu mă dezmoștenească mama. Dar și ea s-a prins că nu mai e combinație, adică aproape nimeni în casa noastră nu mai mâncă deloc carne și aia. Dar nu-i mai scump să fii vegetarian? Băi, n-am făcut calculul ăsta, dar nu poate să fie mai scump. Că, da, de fapt, carne e scumpă și la restaurant, dacă tu zici. Dar acum, bă, știi ce am văzut? Deci trebuie să zic asta. Deci asta trebuie să o zic. Domnul șef. Da, vă rog. Deci, voi sunteți mai specialiști decât mine. Băi, deci... Voi, atenție la limbaj. Voi că sunteți mai mondeni, mai ieșiți în oraș. Băi, deci mie mi se pare noua țeapă a industriei Horeca din asta România. Asta cu gurme? Nu, mă. Cu apa, frate. Cu apa. Deci te duci la restaurant, îți iei felul întâi, felul doi, îți iei o friptură și o apă. Și zice ăla, 11 lei ciorba, 30 de lei felul 2, 19 lei apa. Da, oamenii mai bine ții tu un pahar. Băi, dar nebun la cap, pe bune. Deci sunt restaurante de astea de mega fiță prin centrul Bucureștiului, că m-am prins că au meniuri de alea de prânz, știi? Meniu 19,99, ciorba și un felul 2. Eu cum nu mănânc carne, se bucură la câmp, două cremă de legume, un orez cu legume, bă, rezolv treaba. Dar ți-e sete. Și zici că aș vrea și o apă. Bă, și o apă de aia 33, vine nota, 48 de lei. Păi ce-am făcut, frățică? Că-i 20 de lei asta. Păi da, dar pâinea și apa. Apa, dublu cât asta. Deci asta este o nouă țeapă. Dacă îmi pare rău că nu mai sunt parlamentar, de asta îmi pare rău, că aș face lege să-ți dea apă gratis. Ce aveți aici? Da, asta. Dar și ajungem noi și la politică, e ok. După un de politică, zine ce aici. Așa, păi guacamole, cum făcea bunica mea din Firiza, când prindea avocado. Aici e o salată foarte, foarte simplă, din fasole cu icre de somon și cu un pic de smântână și pătrunjel. Asta e o telemea cu un sos făcut din pătrunjel cu oțel de ulei. Brânză de vaci, ceapă, un pic de pătrunjel, un pic de ulei, sare și aia era tot, știi? Adică depus pe pâine, știi? Ceva bestial pe pâine. Ăsta e un sparanghel alb pe care l-am extras dintr-o conservă pentru că îmi place foarte, foarte tare cum se face el cremos. Odată ce l-ai băgat acolo, l-ai gătit și el se pasteurizează într-un borcan. Ăsta e procesul. Și devine așa ca un fel de cremă. Ea stă în starea asta, dar dacă le cu furculița poți să rungi pe pâine, dacă vrei. Ăsta e un hummus cu caviar de păstrugă.
Mă scuzați. Chiar am micile mele accente, că... micile mele accente de opulență. Da. Aici asta e una sus, una jos. Că aici am pus niște caviar de păstrugă lângă humus, care nu e nimic altceva decât năut. Asta e brânză de la vacă și azi niște ciuperci. Da. Ciuperci, tot amintiri din copilărie, cum ar veni. Dar în copilărie nu aveam din astea, le zice, șampinion, gen ciupercă. Aveam ce găseam în pădure. La cât îți ia ție să faci toată chestia asta? Nu știu, un sfert de oră sau ceva. Hai, mă! Astea... Cum să-ți ia un sfert de oră? Mie mi-a un sfert de oră să desfac conserva aia. Nu, bă, da, astea despre care vorbim acum, cam atât, un sfert de oră, 20 de minute. Ce gustoase sunt. V-am lăsat să vorbiți un pic despre mâncare și am acest fix, mă întorc tot la politică. După carieră în radio, TV, ai stat pe scenă atâția ani, ce ți-a trebuit politică? Am crezut eu că salvezi țara. Pe bune, tu chiar da. Ai crezut deci că o să salvezi? Deci pe bune, eu am crezut că o să salvezi țara. Tu erai politicianul ăla pornit? Eu da, intru și schimb legile și schimb mentalitățile? Eu, îți dai seama, eu am intrat în politică așa, la vreo aproape 15 ani de când începusem cu trupa. Adică eu bătusem țara asta în lung și în lat, dar literalmente în lung și în lat. Adică de la Vama Veche la Negrești Oaș și de la Orșova la Dorohoi, pe bune, deci, așa. Cântasem pentru toți președinții României, deci am cunoscut personal pe Iliescu, Băsescu, Constantinescu, până să fiu în politică, bună ziua, bună ziua. Și în partea cealaltă, până la copii bolnavi de boli incurabile, încă mine, amărâte, cântam pro bono pentru ei. Băi, și la un moment dat s-a trezit în mine așa și noi, de fapt, în noi, că nu am bătrânești, ți-ai seama că, bă, dar vedeai cum copiii care vin la concerte erau din ce în ce mai schimbați, să le spunem, uite, un termen politicos. Adică, la început, țin minte, veneau copiii după concert și spuneau: salut, Mihai, sunt un mare fan al vostru, poți să-mi dai un autograf, te rog? Spre 15 ani mai târziu, facem o poză, frate. Adică, bă, ceva se întâmpla greșit cu ei, știi? Și prima oară am scris eu, de asta ce pasiune aveam eu în timpul cât conduceam la concerte, că eu eram șoferul trupei, m-am gândit la un program de educație non-formală pentru tine, foarte complicat sună, m-am chinuit eu să-l pun în practică, să tot, cu ONG-uri, cu astea, cum și, adică să aduci în fața acestor copii niște modele de oameni de succes, care să fie ajuns la succes în viețile lor, fără să fi făcut compromisuri, prostituție, hoție și tâmpenii, știi? Nu s-a putut, nimeni vrea să facă educație pe vremea aia, la televizor, la radio, la nimic. Și am intrat... Hai ceva, nici acum. Nici acum, da, acum mai rău, așa. Și am zis, bă, nene, dacă nu se poate așa, poate cunosc și eu pe unul care e șmecher în țara asta. Și îl cunoșteam pe unul, tot așa, de pe la concerte, evenimente, deputat era pe vremea aia. Dar îmi plăcea de el așa, că era deștept, adică așa și tânăr ca noi. Și m-am dus, i-am arătat proiectul ăsta al meu, adică aveam prezentare, PowerPoint, tot. Și a plăcut foarte mult și zice, bă, zice, dar uite, un astfel de proiect poți să-l faci din politică, adică pe bune, asta nu e o chestie de cu ONG. Și am zis, bă, uite cum stau lucrurile. Eu nu vreau să intru în politică, eu vă știu pe voi, că noi cântam la concerte electorale, știi, că na, literalmente, deci noi am avut concert dimineața cu Băsescu, la prânz cu Năstase, seara cu Băsescu, în acea zi, deci n-aveam mamă, n-aveam tată, circulau banii lor fără probleme. Și am zis că vă știu pe toți din spatele scenei, sunt niște bagabonți, niște mafioși, toți, deci nu se poate să stai de vorbă, mi-e frică, pur și simplu. Și asta foarte deștept, zice, bă, dar nimeni nu o să creadă mai tare în proiectul tău decât crezi tu. Eu zic, stai așa, că ție îți place, ți-l dau ție, zici că e al tău, eu niciodată nu mai zic că n-am scris. Și te duci cu el în parlament? Și te duci tu și îl faci și să fii sănătos. Să zice, da mă, dar și eu am proiectele mele și uite, dacă vrei, luptă-te pentru asta. Și eu l-am crezut, prost ce-am fost, că l-am crezut, știi? Am zis, băi, da, uite, salvez eu țara și îmi plăcea de el. Și îl vedeam la televizor, așa, ne împrietenisem și mai trimitea SMS-uri. În publicitate îi trimiteam SMS-uri și după aia începea emisiunea și eu spuneam la televizor ce spuneam eu în SMS. Nu, e tinere din țara asta, deci vor așa. Deci ai consultanță gratis, de fapt. Făceam consultanță, da. Și m-a dat candidează el pentru președinția partidului infam din care făcea parte și pe care îl uram. Și mi s-a luat o glumă. Și eu am dat SMS și am zis, păi, dacă tu ești președinte la partidul ăsta, eu mă îmbrac în cămașa roșie și mă scriu în partid. Ha, 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 ha. Am râs, am râs. Ții minte, și acum eram la Sibiu. Într-o noapte de weekend, sâmbătă sau duminică, sunt în concert, eram prin club, mă distram și îmi bâne telefonul în buzunar și brr. Ce era acum? Când? Mesaj. Victor Ponta, luni te aștept în cămașă roșie la partid. Bravo, felicitări. Așa, și așa am intrat eu în politică. A, deci Victor Ponta, practic, da, te-a atras. Era, da, în această cursă. În această cursă, așa, nebunească. Așa.
Și mă, mi se părea mișto atunci că el s-a făcut o echipă mișto acolo și erau oameni. Și a zis, bă, uite că acum schimbăm și politica. Zic, mă, dacă reformezi PSD-ul din interior, ce șmecherie faci. Dar tu l-ai urmat pe Victor Ponta și el m-a urmat pe mine. El m-a urmat pe mine. Eu am plecat primul din PSD, înaintea lui. Să știi că te-am admirat foarte tare atunci. Da, frate, păi nu se putea. N-am avut accese din astea de admirație față de politicieni. Când te-am văzut pe tine în politică, am zis, bă, ce-o fi trebuit și lui ăsta? Zic, asta am gândit. Și după aia am văzut acel episod în care i-ai spus... Dar nu se putea, pentru domnului că superior, eu intrasem în politică, deci acum că voi știți lucrurile. Deci eu intrasem în politică, păi, că schimbăm țara, că facem, că nu știu ce. 5 ani, 6 ani mai târziu, eram, uitam așa la unul. Stai, lasă, hai picioare, să urmăm firul ăsta epic. Și ți-ai pus cravata roșie și te-ai dus la PSD. Da, am scris în partid. Nu știam nicio treabă cu partidul, ce se întâmplă. Eu eram acolo, eu mă certam cu toți. Bine, asta nu s-a schimbat. Da, deci, băi, adică e bune, stăteam la masă cu monștri, adică monștri sacri, oameni pe care recunosc, lumea îi apreciază sau nu îi apreciază, sunt contestați mulți dintre ei. Băi, dar erau foarte deștepți, frate. Deci, Rebenciuc, Mitrea, Năstase, bă, băieți, deci aia erau niște monștri titani sacri. Deci ăla când spunea unul ceva, nu te gândeai că nu e așa. Te gândeai cum de stat de prost că nu m-am gândit. E, și de la ăia, care sigur că da, toți, v-am zis, contestați bine, așa, ajunsese PSD-ul cu unii de ți era rușine. Aveam niște miniștri de nu puteai să-ți spui, mă, aici este sparanghel alb. Domn ministru, ce aici? Da. Păi acum ți-am spus. Ce așa, ce așa, zice? Da, așa, așa, așa. Avem și știri din emisiunea asta mâine. Bun. Și așa am intrat eu în politică. Și păi am fost în 2012, am lucrat cu Victor la guvern, am fost consilierul lui pe probleme de tineret. A fost o experiență bună pentru mine. M-am gândit că primul ministru își strânge măcar o dată pe săptămână consilierii și zice, ia bă, consiliați-mă. Mă rechemam și eu pe acolo. Umblam ca Tomul liber prin tirouri. Îmi bai niște hârtii ca să te faci că muncești. Nu, 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 eu chiar, nu, eu tot determinat eram. Ce aveam proiectele mele, era foarte greu să ajung la birou, era, deși eram pe același etaj. Băi, deci eu ieșeam de la mine, mă duceam la serviciu dimineața, cred da? Că îl vedeam noi mai des ca jurnalist. Da, deci mă, intrai printr-o parte a etajului 2, era un SPPist. Bună ziua, domnul Struzu, bună ziua, unde merge? La mine la birou. A, da, sigur, corect, aici aveți birou, da. Treceam de SPPist. În partea altă, alt SPPist. Bună ziua, bună ziua, aici e birou meu, da, mulțumesc. Scriam acolo la calculatorașul meu, eu știam să fac PowerPoint-uri. Deci eu făceam prezentări toată ziua, bună ziua, orice proiect aveam, îi deam prezentări lui Victor. După aia nu mai puteam să ajung la el, că te întorceai, era un SPPist la aceeași ușă, te întorceai. Bun, unde mergeți? La domn prim-ministru. E ocupat. Da, știu că e ocupat, dar ce să vezi că tu ești SPPist, eu sunt consilier. Stai jos. La ușă la el erau ceilalți doi SPPiști. Aia, Mihai și cum îi chemau, bă, care mergeau cu el în mașină, că erau super băieți, că ei n-aveau nicio treabă, ei așteptau să plece undeva. Bun. Salut, salut, hai drog. Ajungeai în birou la primele două secretare. Primele două secretare, vai, domnul Sturzu, dar ce faceți? Dar ții, uite aici, treabă, nu știu, bun. Da, e foarte prins, domnule, știu că e foarte prins, sigur, că de-aia am venit să mai prind și eu, am un proiect. Uite aici, cu educația, cu voluntariatul. Ajungeam la cele două secretare din primul vitor. Domnul prim-ministru e ocupat, știu că e ocupat. Eu am venit aici să fac proiecte, educație, dezvoltare, voluntariat. Da, 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 dar n-are timp. Nu trebuie să aibă timp, că de o săptămână vreau să... Din partea cealaltă, șefa lui de cabinet, Maria, deci este o femeie extraordinară, Dumnezeu pe pământ, pâinea lui Dumnezeu, deci ceva, femeia aia, la 1 noaptea cât o cea la guvern, ea lucra, săracă. Era acolo, nu știu când dormea, când se odihnea. Mihai, da, vino până la mine, da. Uite, zi-mi, da, ce, hai că vorbesc eu cu Victor, da, că de la Maria încolo puteam să-i spunem pe nume, până atunci era cu domnul prim-ministru. Ok, da, hai că vorbesc eu, da, hai acolo. Băi, și la un moment dat zice, hai, du-te că te așteaptă, că am vorbit cu un și zic, ce tare, ia-mă să mă ușor la birou la prim-ministru. Și zic, gata, de aici trebuie să mă duc să stau de vorbă, că m-am zis că mai sunt unii pe acolo, că mereu erau, știi? Și ce zici tu, mă, că intru în altă cameră cu altă canapea, unde mai erau 7-8 gușteri ca mine și ea n-aștept stare. Și am zis, na, am zis eu, dar suntem la televizor. Și am zis, i-am dat SMS și am zis, my friend, eu te aștept, ți-am lăsat proiectul la Maria, am zis tu dacă îl facem sau nu. Te pupa, mă. Și ele lua, le semna, da, da, e ok, ok, te pupa. Deci asta era, mi se părea, deci, această birocrație te omoară. Te-ai lecuit? Aoleu, da, e un hobby, uite, unii merg la pescuit, alții joacă poker, alții nu știu ce naiba fac. Uite, e politica, păi, e hobby-ul meu. La ora asta, da. Nu mai ajut tot pe Victor cu partidul ăsta Nou Pro România. Spune, ce a rămas în urma... În urma ta, în urma băiete. Ta, deputat care ești. Am făcut multe legi, cred că vreo 70 ceva de legi, dintre care 20 au și trecut.
La unele am fost eu inițiator principal, cum ar fi lipsii. La altele am semnat și eu cu alții, că mi s-au părut idei bune. Sunt câteva legi care au trecut și care eu cred că au schimbat în bine viața unor oameni. Cel mai mult povestesc despre asta cu voluntariatul. Am tot spus despre ea. Practic, datorită acestei legi, noua lege a voluntariatului, pe care am inițiat-o, m-am zbătut să o trecem, am lucrat cu toate ONG-urile din țara asta, cu toți, a fost bine totul pe pământ. Astăzi, în România, le este recunoscută experiența în voluntariat oricui, dar în principal tinerilor absolvenți de studii liceale, universitare, orice, le este recunoscută această experiență drept experiență profesională. Și atunci, dacă se duc la un job interview, să zică bună ziua, vreau să mă angajez și eu aici, aveți 6 luni de experiență, el poate să-și dovedească această experiență profesională cu activitatea în voluntariat, ceea ce e foarte bine. Pentru că pe vremuri se duceau, terminau școala, spuneau, păi experiența ai? Păi, alaltă, eram terminat școala. De când? E, dacă tu în timpul vacanțelor tale ești bea deștept, fată deșteaptă și faci voluntariat, te ajută treaba asta în viață. Și eu sunt foarte mândru de chestia asta. Dar am constatat că, deci, apropo de legea asta, mă tot chinuiam. Deci eu am fost suficient de abil cât să rog parlamentar de la toate partidele semneze. Deci eu m-am dus și la ai noștri, și la ai lor, și la aia, și la aia, și la aia, și la aia, toți. Toți parlamentarii dansaseră pe gașca. Normal. De ce? Că eu știam că urmează să ajungă în comisii. Și în comisii se uite, ce lege asta, mă? Legea lui Sturzu. A semnat vreunul de la noi? Da. Eu m-am, PMP, la cine crezi că m-am să semnez? La UDRE. A semnat UDRE pe lege, făceau toți să te asemna legea, că e inițiatoare, doamna UDRE. Să mirosea foile. La UDMR m-am dus, a semnat nu știu care de la UDMR. Oi, ei, igen, aia face tot ce rog. La liberal, la fel, cu Eugen Nicolescu și cu Orban, că era parlamentar, o vremea. Da, sigur, da. Și a trecut legea, știi? Băi, deci, practic, tu ai trecut prin abilitatea ta de a-i convinge pe oameni că e treabă serioasă. Și mă ia unul și mă întreabă, ce, bă, Mihai, să mai zăpăci cu legea asta ta cu voluntariat. Că făcea, nu înțeleg care-i treaba. Dom'le, fii atent, experiență, îi ajutăm să câștigi, să aibă mai ușor acces la locuri de muncă. Da, mă, lasă, că am citit legea. Care-i făcea, că nu înțeleg care-i de care-i treaba, da. Nu? Asta era ideea. Da. Ce, ai tu vreun ONG, dai tu niște certificate, care-i treaba de te zbați așa? Dom'le, nu, tră dracu, ci ONG-urile, fiecare își dă certificatul singur, n-am niciun... Bă, nu înțeleg, fă, ce am citit-o, nu înțeleg, unde, care-i treaba cu legea asta? Băi, și ăla m-a tot întrebat, care-i beneficiul meu personal, direct, din acest deal? Făcea, dar de ce te zbați tu cu legea asta? Deci numai așa merge, de fapt. Nu știu dacă numai așa, dar, în fine, Parlamentul nu e un loc al purității sufletești. Bine, la da, un moment dat am citit într-un ziar o știre despre tine că ai virat-o spre aviație. Păi da, asta era hobby-ul vieții mele, de fapt. Dar nu știa lume. Povestești. Și l-am dat afla lume. Păi, la masa asta suntem foarte tineri. Domnul Hădean, cred că mă înțelege. Eu am crescut în România anilor 80, sunt născut în 79. Până la 10 ani am crescut cu conștiința clară, adică de necontestat, așa, unei realități în care noi nu puteam să ieșim din această țară. Eu nu cunoșteam pe nimeni să aibă pașaport, nu puteai să zici, bă, hai, poi mine la Paris. Pentru că am trăit în comunism și granițele erau închise. Asta da, asta era. Dar era o realitate cu care nu te luptai. Nu stăteam toată ziua, bună ziua, băi, ce viață de c***at avem, că nu putem să mergem nu știu unde. Nu, era viața noastră. Asta era viața noastră, te pupa. Tu n-ai de unde să știi, la 23 de ani ai tăi. Mulțumesc, eu mănânc și bei. Ok, da, bine, mulțumesc frumos. Așa, bun. E, și, na, copil fiind, evident că vedeai avioane pe cer, evident că învățai la geografie, de continente, de capitale, de... Băi, și visul meu, deci ții minte și acum mă văd pe mine copil de 8-9 ani în curtea școlii numărul 8 din Brașov, cum speram ca vreodată, nu să pilotez, să fiu și eu într-un avion din ala. Deci să... Călător. Da, să văd și eu lumea de sus. Cum o fi să pleci dintr-un loc, să ajungi într-o țară străină? Știind că este perfect imposibil și că nu se va întâmpla vreodată în viața mea. Exact ca și când astăzi am visat noi aici să mergem pe Marte. Bă, ar fi fain, dar o să mergem. Putem trăi și asta. Astăzi pare mai probabil să mergi pe Marte decât părea atunci să fii într-un avion. Pare mai probabil să... Păi și aveam vreo 30 ceva de ani, 32 de ani, când am avut eu această revelație a faptului că am 32 de ani și nu m-am făcut pilot. Și m-am apucat de zbor. Și prima oară mi-a luat o licență, cum o să-și ia domnul Hădean, o licență de pilot privat. Adică ai voie să dai tu cu tine, cu prietenii tăi, cu avioane mici. Este ceva, este cel mai frumos zbor din lumea asta. Deci nu există zbor mai frumos decât zborul în iarbă. Tu, cu un avion, ai doar aripioare care zici că sunt ale tale. Deci, pe bune, asta e senzația, că sunt aripile tale, că sunt extensii ale umerilor tăi. Și zbori cât îi văzduhul. Și mi-a plăcut atât de mult încât nu m-am putut abține din zbor.
Am zburat și la un moment dat încă eram parlamentar, când trei prieteni ai mei, colegi piloți și ei, m-au rugat să mă duc cu ei pentru că nu le făcea grupă la Școala Superioară de Aviație Civile, că erau doar trei și ai zis, bă, măcar patru să fiți, ca să vă facem o grupă. Hai și tu. Eu zic, bă, vin și eu, zic, teoria măcar o fac, că teoria de pilot comercial e bună 7 ani, dacă o să-ți placă, o să am și acolo. Și zic, uite, bă, măcar... ce-am cântat, Adi. Da, pentru că... Măcar fac teoria. Zic că spun după aia. Fac teoria de ATPL, Airline Transport Pilot License, că cea mai înaltă licență de pilot din lumea asta. Cu zborul văd eu, că era și scumpuț, în fine, dar mi-a luat vreo 2 ani jumate să fac și școala de piloți de linie. Nu câștigai tocmai bine ca parlamentar. Băi, nu. Deci eu am prins vremurile în care aveam 5.400 de lei salariu ca parlamentar. 1.000 și un pic de euro. Da, asta era. Deci pe bune, cu declarații de avere. O mănânc în oraș prea des, nu sunt cel mai la modă, nu conduceam mașini scumpe, era viață frumoasă. Na. Și apropo de asta, deci, când ai copii, învață-i să iubească aviația, pentru că nu vor avea niciodată bani nici de droguri, nici de arme, nici de alcool. Deci s-a de rezolvat treaba. În fine, și am terminat școala de pilot de linie, am trimis mail la o companie la care eu m-am gândit că ar fi mișto să zbor. Hello, hello, am și eu 300 ceva de ore, am astea licențele mele, aș vrea să vin la interviu. M-au chemat oamenii la Budapesta la interviu. Sincer să fiu, pentru mine a fost un mare câștig de orgoliu și încredere în mine, pentru că multă lume m-a întrebat, păi de ce nu te-ai zis, mă, pe aici, pe la ei noștri? Și eu am vrut să mă duc la unii pentru care numele meu pe listă nu însemna altceva decât un alt nume pe listă. Că nu, la Budapesta nu știa nici dracu că Mihai Sturzu parlamentar, că a fost cântăreț, că e celebru, că știe lumea, că îl pupă copiii pe stradă și babele îi trimit mesaje frumoase pe Facebook. Și când am luat interviu am fost foarte fericit, pentru că se ia foarte greu interviul la compania noastră. Și acum zbor Airbus A320-321. Stai, nu trece așa ușor. Da. Spune-mi cum a fost primul zbor. Primul zbor cu Dastra Mare sau cu Dalici? Cum a fost cu ăsta mare, că dacă mă întrebă mine cum a fost prima mea transmisiune la televiziune, îmi tremura microfonul și se vedea la televizor că îmi tremură microfonul. Nu cu emoțiile, cum deci, ai stat? Când ajungi să zbori cu avionul ăla mare, cu oameni în spate, cu 70 de tone de fier după tine și cu 15 tone de gaz... Răspunderea e uriașă. Este uriașă, dar ajungi în urma unui proces atât de lung și atât de temeinic de training și de situație, deci teorie, simulatoare, simulatoare, teorie, simulatoare, teorie, teorie, simulatoare, zbor cu un avion gol, cu un instructor, cu tot, astfel încât, deci m-am urcat în avion, știam tot, deci închideam ochii, știam tot ce am de făcut, deci tot. Țin minte, primul zbor, Airbus A321, București-Luton, ăla de seară, frumos, vară, Marea Britanie, da, Londra. Am decolat, eram pilot flying, adică eu conduceam zborul, băi, și în fine, am decolat, tot, proceduri, m-am cuplat pilotul automat, eram acolo tot, și l-am dat instructorul, un italian, Andreea, spune, gata, mă, uite și tu afară să te bucuri de zbor. Și am scos ochii afară. Băi, era absolut super. Deci era, ai zis, wow, unde sunt, frate? Și zic, bă, dar repede am ajuns, că deja trecusem de Sibiu încolo, știi? Și zic, 3 minute, 5 minute, cât o în februarie, și când mă uit la ceas, că tot timpul când înainte să decolez de drum la ceas, 30 ceva de minute trecusele, eu nu știu când au trecut. Deci nu știu când a trecut. Evenimente cu emoții ai avut până acum? Câți ani de zbor ai pe... 2 ani jumate la de-astea mari și 7 ani la de-alea mici. Cu aterizare forțată? Nu. Am avut-o la un dat cu un de-asta mic. Motorul părea așa că nu mai vrea să tragă. Pur și știam eu un aerodrom pe undeva. Hai da, mă, că-l punem aici mai bine decât să mai chinuim să trecem munții cu el așa beteag. N-avea nimic până la urmă, dar aia e. Dar e mai bine să fii sigur decât da, știi cum e, să nu știi. Că e mai bine pe pământ să fii pe pământ, să-ți dorești să fii în aer, decât să fii în aer, să-ți dorești să fii pe pământ. Da, ce bună e asta. Auzi, voi când aterizați și aplaudă românii la aterizare, auziți aplauzele în cabină? Depinde. Te gâdile la orgoliu, te ajută? Da, cum să nu, te bucuri, de seama. Am scăpat, zicem noi în cabină. Curiozitatea mea majoră în seara asta este ce poveste are fotografia cu Fuego? Și am să spun de ce. Încercând m-a să făcut fac celebru. Stai un pic, încercând să fac documentare, zic, ia să văd Mihai Sturzu, pilot, să văd când a început, cum a făcut. Prima imagine care apare pe Google este o fotografie cu tine și cu Fuego. Da. Spune. Eram... Acum un an, acum 2 ani, oricum la început de an, în 2-3 ianuarie, ceva genul ăsta, zburam la Ovda, un aerodrom fost militar, cred că și am și acum militar, la în Eliat, aproape de Eliat, încă nu se deschisese nou aeroport Eliat? De Eliat. Da, în Israel, Marea Moartă. O procedură absolut superbă. Deci o să zburăm acolo, e ceva vis. Deci două iată, piste, asta un ALS offset. Uite, Adi, asta e fotografia. Bun, aia e, da. Decolasem noi, după ce ajungem la croazieră, șefa
de cabină, senioara, vine în cockpit și avem o discuție. Dacă are ea ceva special în cockpit, dacă avem noi, la cât aterizăm, cât avem top of descent, whatever, dacă vrem noi crumilul... Asta e procedura și bănuiesc că aici nu te joci cu procedurile, nu, sunt respectate da, exact. La virgulă. Întotdeauna, după jumătate de oră de zbor, vine șefa de cabină în cockpit, stăm de vorbă. Bun. Și îmi spune ea, zice, Mihai, cred că-s niște colegi de-ai tăi în avion. Și tu ce ai zis? Traian Băsescu, Victor Ponta. Florin Ponta, care colegi cu ea, mulți colegi. Și zice, a, că sunt Adrian Enache cu soția, cu Fuego. A, colegi de da, muzică. Da, da, colegi de da. Muzică, da. Bine, mă duc și eu în spate acolo, că zic, mai rămâși tu în cockpitul, mă duc, îi salut. Adi Enache, cum e așa, super expansiv. O, frățiorul, ce faci? Noi jucăm și fotbal împreună. Așa, cu Iuliana, cu Fisul, cu toată, în fine. Și Fuego acolo citea el ceva. Și ce faci, mă, Paul? No, tu cu te! da, no, mă, dar ce frumos ești în uniformă. Dar ce faci tu în uniformă? Zic, uite, mergem la Halloween, ce să facă? Barbasca. Exact. Am furat costumul pilotului. A prins, am glumit, exact. Ajungem la Eliat. Ei se dau jos, noi imediat când ajungem, deci, cine e pilot flying la un sector, e pilot monitor la întors, adică unul zboară, unul monitorizează. Eu cum am fost pilot flying la dus, eram pilot monitor la întors. Pilot monitor la întors, adică mă duc să bag gazul, să verific avionul pe afară. Îmi iau vesta aia verde, reflectorizantă, high visibility vest cu care ești obligat să stai pe lângă avion, mă dau jos pe scări, pasagerii încă se dădeau și ei jos, mă bag și eu printre ei, că trebuia să setez gazul ca să băgă pentru întoarcere, știi? Când mă dau jos, o doamnă jurnalist cu Paul, cu Fuego. Vai, Mihai, hai să facem o poză. Hai, doamnă, sigur, hai să facem, hai, Paul, să facem o poză. Facem o poză ca mai devreme aici, țaca, paca. Și am plecat. Băi, mulțumesc, vă pup, pa, 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 vorbim. Nu trec două, trei zile, începe să mă sune toată lumea și toate televiziunile. Vai, Mihai. A, deci tu n-ai glumit că Fuego te-a făcut vedetă? Băi, m-a făcut celebru, jur. Deci, jur, Fuego m-a făcut. Eu n-am știut că doamna era de la un ziar, ceva de super tiraj din ăsta, cel puțin online. Știrea explodase în toate astea, nu recunosc că n-au citisem atunci, probabil că zbura mult în perioada aia. Băi, și m-am trezit că toate televiziunile mă invitau să le povestesc că sunt eu pilot. Și zic, bă, da, acum ați aflat că zbor după de zile. Ce PR bun e Paul Surugiu. Paul este un zeu. Deci este un zeu uriaș, domnul. Auzi, Paul Auzi, ai zis mai devreme ceva de fotbal. Ești și scafandru, nu? Da. Tu timp de iubit mai ai da, în intens, viața ta? Da, normal, asta e problema noastră. Acum nu știu dacă pot să întreb eu sau întrebă tu, Adi. Da. Sunt frumoase stewardezele de pe tura ta? Exagerat de frumoase. Avem că 400 de colegi la autopet. Da, pe mine vrei să mă arunci în gura lui. Exact. Nu înțeleg. Auzi, și hai să vorbim un pic despre fete. Acum că m-am măsurat și am copil, ce părere ai, Mihai, despre... Nu, da, e așa o... S-a împământenit un mit că stewardezele se uită așa ca la nu niște zei la piloți. Nu, adică suntem fix colegi. Eu mă și distrez că la noi e un fel de grădiniță germană, așa, adică compania asta la care sunt eu este super strictă, deci regulile sunt reguli, nu mișcă nimeni un milimetru de la reguli și am crezut și eu în miturile astea până să mă fac pilot, știi? Dar nici n-ai când, sincer să fiu. Deci te duci la zbor, bună ziua, faci check-in pe calculator, pintezi planurile de zbor, vremea, nu știu ce, notamuri, faci briefing cu colegul tău, deci prima oară facem briefing noi doi piloții. Așa, eu încă sunt first officer, fac cu comandantul, salut, cum e vremea, cum așa, unde vrei tu să zbor, cum ai, ok, câte, bun. În timpul ăsta, cabin crew fac briefing-ul lor. Senioarea, care e un fel de comandant al cabinei, sunt ori 4, ori 5, 4 la 320, 5 la 321, face briefing cu ele. Unde, am aflat și eu, în fiecare briefing le pune întrebări, frate, și le dau examen la fiecare, înainte de fiecare zbor. Ce faci dacă așa, ce faci dacă așa, ce faci dacă așa, ce mai bun, în fine, se pregătesc și ele. După care avem un briefing împreună, care durează așa 5-6 minute, în care le spunem unde o să zburăm, cum o să, care e ruta, dacă sunt turbulențe, dacă nu sunt turbulențe, câți pasageri avem, câți facem pe drum, când, în fine, detalii despre zbor. După care plecăm la avion. Drumul la avion e, te mai hăhăiești tu cu colegul dacă mai ai ceva de hăhăi, își ia lumea cât un sandwich, cât o cafea, cât un suc, ne vedem la avion. Odată la avion, noi în cockpit, în spate, când să mai stai la povești? Ne ducem la zbor, la turnaround avem 35 de minute în care debarcăm, băgăm gaz, îmbarcăm, venim acasă. Am ajuns acasă, ceva special, nu, mulțumesc, la revedere, la revedere. Zburăm foarte rar împreună, aceleași echipaje. Gândește, la autopen suntem peste 100 de piloți și peste 400 de cabin crew.
în 11 avioane. Dacă sunt agitată... Pe aceeași companie. Da. Dar numai noștri, restul nu știu. Nu e pentru că nu e foarte interesant ce spui tu, ci pentru că e vremea publicității, dar înainte de publicitate eu mă gândesc că dacă fac o fotografie cu tine, de fapt facem selfie-ul emisiunii împreună, cine știe, poate mâine dau și o autografe doar pentru că te cunosc. Da. Ia-te, ia. O fotografie pe care să o ținem minte cu toții. Și publicitate. Rămâneți cu noi. Emisiunea La Cină, susținută de Domeniul Bogdan, Nordic Shops și Tefal, continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Domeniul Bogdan, Nordic Shops și Tefal. Mihai, celebritatea aduce doar lucruri bune sau scumpesc doamnele merele în piață când te văd? Păi nu m-am gândit la asta. Adevărul că pe mine celebritatea asta m-a lovit când eram foarte mic, aveam 19 ani. Că la 19 ani îți... ori o iei razna complet, ori te ajungi antisocial ca mine așa. Hai că uite ce bine ne-am distrat în seara asta și a trecut timpul. Noi nu suntem chiar o societate. Da, nu poate. Un antisocial de antisocial. Cum suntem noi și sute de mii de oameni care sunt la noi. Mă rog, tu mai dansezi, dar cam acolo e. Adică au fost momente când te lăsa poliția fără să facă nimic, când mergeam la concerte, ce vremuri bune erau. Așa, pe de altă parte, orice instalator, zugrav, orice vine la din casă să spună o gresie, o faianță, zice, păi șeful, tu. Păi aici, șeful, aici, bă, mere, și, da, și în spus schimb, simbolic. M-am bucurat de curiozitatea oamenilor de a cunoaște pe cei care apar la televizor, curiozitatea doamnelor de a-i cunoaște îndeaproape pe cei dată mi s-a părut. Wow, adică mereu a fost un rățel, ce să zic, nu? N-a fost un avantaj al vieții mele treaba asta, doar cred că inteligența asta din ochii m-a salvat. Da, da. Nu mai avem foarte multă vreme la dispoziție. Eu m-am prins. Aviz amatoare. Nu, mai gata, mai liniștiți-vă un pic, vă rog. Doar 10 întrebări mai am, să le numim noi întrebări în două ore. Hai că nu e decât 9 și jumătate, nu? Da, da, corect. Bine, le adresez repede, răspunde repejor, nu dar tot nu mai avem timp. Cea mai mare dezamăgire în viață? Nu există. Fericitule, norocosule. Cea mai mare realizare? Toate. Tot ce am făcut în viața asta mi-a ieșit, nu știu ce să zic. Cea mai frumoasă amintire din viața ta? La amintirile legate de familie sunt cele mai frumoase. Dar n-aș putea spun una. Nu știu, vacanțele cu ai mei, toate legate de familie. Ultima carte citită? Stai să mă gândesc, că am citit-o acum în vacanță. Guru Michișor îi spune pe Facebook. Mihaela, e o doamnă care scrie niște cărți din astea umoristice. Tot am fost în vacanță, le-am citit pe toate. Film acasă sau la cinema? La cinema. Ultimul film pe care l-ai văzut? Ceva cu carbon, ceva pe Netflix, un serial ăsta. Altered Carbon. Da, ăla ceva, este prostit. A ieșit seria a doua. Da, bun, perfect. Da, n-am reușit să trec de primul episod din prima serie. Da. Dar sunt foarte multe acolo, știi, și eu am puțin timp. Vacanță în țară sau în străinătate? Departe, la căldură. Am puține vacanțe și atunci prefer să plec la mama mea. Muzică disco, populară sau clasică? Clasică și disco. Niciodată populară, n-am fost fan. Sărbătoarea preferată, Paștele sau Crăciunul? Prima zi de vacanță, oricând pică. Aia-i sărbătoarea. Aia-i sărbătoarea, da. Te-aș întreba cine cântă acasă la tine, găina sau cocoșul? Păi eu nu prea stau acasă și ea nu stă acasă cu mine, deci m-am scos. Ce răspuns la întrebare. Ce personalitate din România îți poate fi model? Ha, bună întrebare. M-am mai gândit adică de multe ori la chestia asta, dar nu e o singură personalitate. Adică am avut câteva modele în viață. Poți să numești trei. Păi a fost taică-miu. Primul, cred că, model reper, așa. A părinții mei amândoi. După care profesorii, și am avut noroc chiar diriginta din general, diriginta din liceu. După care în facultate am avut noroc că eu am făcut primii ani litere la Brașov și am avut profesori pe toți poeții optzeciști. Au și murit o parte dintre ei. Caius Dobrescu, Andrei Bodiu, Alexandru Mușina. După care am mai cunoscut eu niște oameni, dar în zona asta de afaceri și de business care m-au inspirat așa. Și încerc să învăț așa de la toți oamenii mișto pe care îi cunosc. Uite, de la Adi în seara asta sper să învăț să gătesc și o să-l învăț să zboare. Și mi se pare că facem un deal bun. Da, și mie se vorbea la fel. Da. Adică n-aș putea spune, pentru că
Știi vorba aia că să never meet your idols, știi? Niciun om nu e perfect. Iar tu când îi vezi, indiferent că le citești opera sau le asculți muzica sau că te inspiră povestea lor de viață sau de succes, ai așa o imagine idilică despre ei și perfectă. Dar nimeni nu e perfect. Și când îi cunoști, nu ai cum să nu fii dezamăgit într-o fărâmă cât de mică. Și atunci prefer ori să nu-i cunosc, ori să mă gândesc așa, că nu e nimeni perfect. În afară de mine, dar eu sunt nebun. S-a terminat spațiul alocat acestei emisiuni. Adică, Dan, mulțumim foarte mult pentru masă. Să ne fie de bine. Ia uite, se ia la pachet aici. Da. Mihai Sturzu, îți mulțumim foarte mult pentru prezență. Mulțumesc și eu, foarte frumoasă emisiune. Te mai așteptăm, te mai așteptăm cu drag și altă dată la masă. Adi, cu siguranță mai are rețete, păi chiar și pentru cei care nu mănâncă la cină carne. Da. Poți să alegi 3 destinații de pe glob. Da. Și eu o să spun care sunt cele mai mișto condimente din partea aia de lume. Perfect. Și mergem să le luăm. Și mergem să le luăm. Găsim un avion și mergem să le luăm. Și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Vă dorim o seară liniștită pe săptămâna viitoare, la cină. Emisiunea v-a fost oferită de Domeniul Bogdan, Nordic Shops și Tefal. Ne revedem săptămâna viitoare!